A început deja forfota în gospodăriile de la țară în preajma Paștelui. În unele locuri se fac cozonași și colaci, copți în cuptorul cu lemne. Cu siguranță sunt consumați imediat, dar urmează multe ture de acest fel. Aromele și gustul îi fac apetisanți, iar gospodinele au speranța că tinerii le vor urma exemplul și vor păstra tradițiile specifice din țara Zarandului. În țara Zarandului, la Poalele Apusenilor, încă se păstrează tradițiile. În satul unde s-a născut Crișan, cel care a condus răscoala țărănească alături de Horia și Cloșca, se simte apropierea sărbătorilor pascale. Femeile îmbracă straie tradiționale și se pun pe treabă. Trebuie să știe cum să pregătească totul, așa cum au învățat de la bunici și străbunici. Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne! Am pregătit maiaua, am pregătit făina, acum frământăm plășinta și cozonacul. Punem lapte, zahăr, ulei, pune laptele. Acum mai punem ouăle, bate-l un pic, mai bate-l un pic. Mai trebuie să duc lapte. Nu, mai bagi și apă acum, nu mai bag în lapte. De mult bunica așa frământau, un șas, zicea că până sudă grinda, dar noi acum ne-am modernizat, nu mai frământăm atâta. Acum trebuie să învețe și tineretul să facă și ei plășintă, cozonacă, îți mai pune că le cumpăra ce din comerț oricum. Eco. După ce aluatul e gata, se pune nucă, mac, brânză sau altă umplutură. Urmează să stea ceva timp ca să crească. Deci acum îl punem să crească. După ce crește, îl punem la cuptor. Cuptorul trebuie pregătit așa cum se cuvine și asta înseamnă să știi cât să-l încălzești, cât jar să fie. Urmează să fie făcut colacii, plăcinta e gata și după cum spunea bunica mea când m-a învățat pe mine să fac pâine, zicea când e acrit aluatul, cum se spune la noi, e acrit aluatul pe jumătate, atunci bagi focul în cuptor. După ce este întins bine focul, se mai pun lemne și se face mult jar în cuptor, se împrăștie jarul respectiv ca vatra să se poată arde foarte bine, să fie bună pentru a băga colacii și, bineînțeles, să iasă colacii bine copți, crescuți. Gospodinele pun apoi cozonacii și colacii la copt. Când sunt gata, în întreaga zonă se simte aroma. S-a rumenit frumos, e frumos, așa să fac și de sărbătorile pascale la noi, la Crișan. Tot așa. Iar o luăm de la început. Cei mici roiesc pe lângă bunicile lor și de-abia așteaptă să guste bunătățile. Sunt niște tradiții la aici, la noi, în sat, pe care noi trebuie să le respectăm. Ba chiar avem și un cuptor aici în care se fac cozonacul, uite, avem și niște ajutoare. Și cuptorul ăsta vă spune din ce este făcut. Este făcut din bolțari, cărămidă și niște nisip care e pus peste ceva acolo. Dacă și cei mici spun că vor să păstreze tradițiile, e semn bun. Mulți tineri au plecat din sat, dar cu siguranță se vor întoarce cândva la tradițiile și obiceiurile care îi așteaptă. La noi în satul Crișan se păstrează tradiția deocamdată. Sperăm ca și tineretul în viitor să se ocupe, să păstreze și să ducă mai departe tradiția, să facă cozonaș de paș, să facă colaș, să facă roșii și așa mai departe, cum ne-am obișnuit de moș strămoș. În fiecare an de sărbători de Paști și de Crăciun facem plăcinte, facem cozonac, facem colaci în cuptor și mâncare bună. Așa că în țara Zarandului, oamenii muncesc din greu în gospodării, dar și se bucură de sărbători îmbelșugate. Se simt bine, mai ales după 2 ani de pandemie.